Bună seara, bine v-am regăsit. Începem emisiunea de ale Buzoianului alături de mine în această seară, domnul senator Vlad Pufu. Domnule senator, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru că ați venit. Vreau să povestim multe, sunt foarte multe evenimente pe care vreau să le discutăm împreună. Înainte de toate, ultima dată când ne-am întâlnit, erați în vacanță parlamentară, a început sesiunea... Parlamentară. Parlamentară doar, da. Cum a început sesiunea cea nouă? A început foarte bine din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că am reușit să trec la Senat legea aceea cu incendierea miriștilor. E o lege despre care am făcut vorbire și înainte când am depus proiectul. Și aș dori să fac și acum câteva precizări pentru că este foarte important. E important ca oamenii să știe că de acum încolo, bine, noi suntem, nu suntem noi camera decizională, dar a plecat la deputați. Acolo a preluat-o celălalt inițiator, colegul meu, Gabriel Avramescu. Și știți foarte bine că am anunțat încă de atunci că vom extinde spre zona sancțiunii penale incendierea necontrolată a miriștilor. Acum, vă mărturisesc sincer că eu nu sunt un adept al aplicării cu orice preț a unei sancțiuni penale. În schimb, în acest subiect, chiar nu mai aveam ce face, pentru că fără un mijloc de coerciție, ați văzut și noastră, am reușit să transformăm dealurile României precum invaziile barbare, așa cum arătau ele în vremea barbarilor, sau ne imaginăm, sau am văzut la filmele cu Sergiu Nicolaescu. Pentru că oamenii au ales, normal, cea mai simplă metodă de a cosi cu bricheta, și a lăsat focul nesupravegheat. Asta ce a însemnat? Știți foarte bine că în ianuarie și la sfârșitul anului trecut ne-am zbătut foarte tare să stingem incendiile, mai aveam puțin și ne transformam în Grecia în timpul verii. Asta a însemnat foarte multe pagube, dar și foarte multe resurse alocate. Am adus atunci și am făcut apel, prefectura a făcut apel atunci, la două avioane Spartan ale armatei și fără ele n-am fi reușit. Mă rog, s-a terminat cumva fericit între ghilimele pentru că n-am avut victime umane. În schimb, focul în acea perioadă putea să se extindă către zone locuibile și am fost la un pas și doi, la un pas și de victime umane. Nu mai vorbim aici de, pentru că se vorbește foarte puțin și despre faună, despre vegetație, foarte puțin se discută despre biosferă, iar consider că este la fel de important și acest domeniu. Deci, având în vedere pagubele acestea majore și faptul că a devenit la un moment dat necontrolabil, orice anchetă care începea nu și avea o finalitate, nu se găsea un făptuitor, pentru faptul că legea nu îți permitea să faci anchetă, n-aveai mijloace, fiind încadrată cu faptă penală, erau doar niște simple amenzi care se adunau la zestrea de neîncasări și de pasive ale OAT-urilor, încărcau și OAT-urile și plus de asta v-am spus că acest pericol iminent nu mai putea fi stăpânit. Drept pentru care noi nu am făcut altceva decât să extindem dinspre zona ariilor protejate, pentru că, să ne înțelegem foarte bine, sancțiunea penală era prevăzută în contextul ariilor protejate. În schimb, nu era prevăzută și în zonele acestea, liziere, miriști, câmpuri libere și cu proprietari. Drept urmare, am extins sancțiunea penală și spre zona aceasta. Ea a fost foarte bine primită și de Ministerul Mediului, știți că a fost și o dezbatere pe tema aceasta, și de anumite UAT-uri, drept pentru care a trecut amfanfar, așa cum să spun, cu aproape majoritate de voturi, adică au votat toate partidele. Nu pot să spun neapărat că mă bucur pentru o realizare. Noi, atunci când aduci în discuție sancțiunile penale, dar efectiv trebuie la un moment dat să aplicăm și cu fermitate niște reguli dacă vrem să avem într-adevăr o țară care să arate așa cum o invocăm de fiecare dată ca în Europa și așa mai departe. Trebuie să ne civilizăm un pic, ca să spun așa. Legea acum își urmează pașii normal pe tehnicalitățile legislative. A ajuns la deputați, a preluat-o domnul deputat Avramescu.
cu siguranță va trece destul de repede și va intra la promulgare, cred eu, până la sfârșitul acestei sesiuni, deci până în luna decembrie sau la sfârșitul lunii decembrie. Deci nu o să așteptăm foarte mult. Țin minte că ați inițiat acest proiect în momentul în care am avut incendiile acelea. Pe lângă toate pericolele pe care le-ați enumerat, a mai fost și situația în care toate echipajele de la pompieri ISU erau angrenate în stingerea acelor incendii și dacă, Doamne ferește, se întâmpla altceva, nu mai avea cine păi să meargă. Păi sunt câteva lucruri care nu s-au spus. Vedeți, pe noi ne-au îngrozit atunci evenimentele astea. De ce? Pentru faptul că nu stingeau pompierii bine un loc, că apărea în alt loc, pentru că asta a creat o obișnuință și obișnuința asta era una cea mai lejeră, e normal, și mai ales în contextul în care prețul la carburant începe să a crescut, e normal că oamenii să aleagă această metodă cea mai facilă de a da foc. E corect, știu că este și cea mai sănătoasă pentru agricultură, dar există și varianta oficială prin care poți incendia într-un mod controlat orice suprafață de teren. Deci poți anunța cu pompieri, anunțând primăria, UAT-ul din care faci parte, și atunci, într-un mod controlat, poți să faci și acest gen de ecologizare. Nu e niciun fel de problemă. Problema apare când ai dat foc și ai fugit. Pentru că asta a determinat de fiecare dată extinderea în zone bine că au fost nelocuite deocamdată. Dar ulterior, să nu uităm, pentru că și pe asta ne-am bazat expunerea de motive, a apărut la Bacău cu victimă umană. Acolo am avut o pierdere umană. Ulterior a apărut în Delta, unde au ars hectare întregi de stuf, vegetație și faună. Deci trebuia pus cumva aici, trebuia pus o regulă și drept urmare am procedat așa. Cât de ușor va fi să aplicați legea? Păi acum este foarte ușor de aplicat, pentru că în contextul în care se decide și atenție, sancțiunea penală apare doar atunci când sunt pagube materiale, când sunt pagube de faună și vegetație protejată, da? Sau neprotejată, depinde, când afectează bunuri materiale, atunci normal că se pune în mișcare o anchetă penală, iar ancheta penală va avea ca finalitate un făptuitor și atragerea la răspundere. S-a exclus de aici amenda. E corect. Da. Vreau să vorbim, e extraordinar că ați reușit, pentru că probabil așa se vor teme cei care inițial n-aveau nicio opreliște să incendieze toate zonele acelea. Vreau să vorbim puțin despre un subiect care a acaparat atenția în această săptămână din Parlament, acela al majorării salariilor în administrația publică, salariile primarilor, viceprimarilor, președinți de consilii județene, vicepreședinți. Foarte multe discuții au fost în momentul în care, prin expunerea de motive a PSD-ului, parcă se arăta că un secretar dintr-o primărie ar avea 2000 de lei salariul și săracul cum reușește să trăiască cu acei bani. De altfel, am văzut că a venit și o replică din partea USR-ului, parcă ar trebui să ne gândim la milioanele de români cu pensii și salarii sub 2000 de lei. Ați votat pentru atât PSD cât și PNL, da? Și vreau să vă întreb, de ce era nevoie și dumneavoastră personal? Sigur. Ne împrumutăm pentru a acoperi subvenții, ajutoare, dar avem bani pentru salariile acestea. Nu, haideți să facem abstracții de tot ceea ce înseamnă politicianism și populism în toată chestiunea asta. Și să spunem din capul locului un lucru. Faptul că există în toate primăriile, în toate administrațiile publice, există o anumită categorie de personal și culmea este că este exact acea categorie de personal care este front office-ul cu publicul, cu cetățenii, da? Da? Cu oamenii, cu românii. Da. Oamenii aceștia trăiesc pe niște salarii într-adevăr foarte mici. Ei n-au mai avut actualizate salariile din 2018. Noi n-am făcut decât să le aducem să le actualizăm la 2021, nici măcar la 2022. 1. 2. Trebuie să înțelegem un lucru, că dacă noi dorim
să atragem competență în sectorul acesta al administrației de stat, care ulterior este mandatat să aducă și acești bani europeni despre care vorbim, că avem 90 de miliarde de euro care așteaptă să fie puși în piață, ei nu pot fi atrași decât cu competență. Și ca să atragi această competență, ca cineva să-ți mai vină să-ți lucreze într-o primărie unde salariile sunt foarte mici, foarte greu mai găsești. Ori la ora actuală, având aceste informații, și trebuie să spunem de la început și un lucru, faptul că în momentul în care ești politician, asta este tragedia noastră. Că dincolo de populism, câteodată trebuie să mai luăm și niște decizii care nu întotdeauna sunt explicate foarte bine, și am văzut dezbaterea publică ce a fost în zilele acestea pe toate televiziunile, în spațiu public, politic și așa mai departe. Normal, într-o dar trebuie țară să ne asumăm, e normal să se întâmple așa. Trebuie să ne asumăm, pentru că fără ei nu putem atrage competențe. Fără această competență noi stăm și ne uităm la acești bani care dau să intre în România și pe care trebuie să-i punem aici la treabă să creștem economic, și nu o să putem, și nu o să putem face treaba asta. Asta aveți este una. Dreptate, asta dar... este una. Haideți să vă spun și tehnic. Legea spune următorul lucru. Toți angajații, deci toți funcționarii din OAT-uri, din Consiliul Județean, din OAT-uri mă refer aici, nu pot avea salariu mai mare decât viceprimarul. Viceprimarul având un salariu foarte mic, atunci nu puteai să mărești salariile doar pentru funcționari. Și a trebuit să mărim salariul pentru viceprimar. Ulterior, am constatat că salariul mărit al viceprimarului îl depășea pe al primarului, care primar era ales. Și față de oamenii ăștia, totuși avem o responsabilitate. Sunt oameni aleși, până la urmă primarul este singurul ales din UAT, și atunci a trebuit să facem această actualizare pentru toată lumea. Dar dezbaterea serioasă, nu cred că pe acest subiect a fost, pe această speță, până la urmă, s-a închis pe salariile parlamentarilor și al demnitarilor. La am renunțat, corect, deși la Senat a trecut. A fost o problemă de tehnică legislativă. Mă rog, a fost decizia președintelui de ședință al Senatului, că a introdus-o pe ordinea de zi, și al liderului nostru sau a liderilor de grup, că au introdus-o pe ordinea de zi. În schimb, tehnica legislativă impunea ca în prima cameră decizională să se mărească pe întreg și ulterior la Camera Deputaților să se disjungă de acolo partea de parlamentari și senatori, parlamentari și demnitari, deci ministere și miniștri și așa mai departe, și să rămână legea pentru cei, doar pentru cei cărora ea s-a adresat. Dar să știți că n-a fost discuția despre parlamentari și de ce parlamentarii ar avea salariile majorate. Nu, aici a fost și la noi un lucru, că din grupul nostru parlamentar, liderul de grup și-a asumat chestiunea asta împreună cu președintele de ședință de atunci, a asumat chestiunea asta în înțelegere, bineînțeles, cu PSD și cu UDMR, da, cu coaliția noastră de la Senat, și ulterior s-a luat această decizie pentru un vot pentru. Astăzi a trecut legea așa cum este, s-a îndreptat la cameră foarte bine, mersi. Problema a fost că am generat un set de dezbateri și de polemici și de o retorică împotriva noastră din partea opoziției, ca și cum s-a prăvălit bugetul acum, dar chestiunile astea au fost prognozate și se știa că urmează această decizie. Ceea ce ați argumentat dumneavoastră este foarte corect. Ne gândim la angajații care au salarii mici în primării. Dar discuția a fost de la salariile acelea de 100 de milioane de lei vechi la 120 de milioane de lei vechi sau și mai mult de atât. De ce nu ați făcut o departajare? Să majorați doar salariile? La cine vă referiți? La primarii din țară, care păi și-au majorat salariile foarte mult. Corect. Nu și-au majorat. Ei le-a majorat Parlamentul acum. Înainte cred că au făcut-o și singuri. Am decis noi. Dacă vrei să atragi competență, eu vă spun un lucru. A, deci vom avea primarii acum mult mai bine pregătiți pentru că au obținut această majorare de la Parlament. Nu, dar eu vă spun un singur lucru. Este și un lucru demotivant pentru ei. Eu mă gândesc în perspectiva alegerilor din 2024 și pentru noi.
Vrem să atragem primari competenți sau nu? Îi îndreptăm către alte forme de câștigarea veniturilor? Nu, atunci trebuie să-i plătim foarte bine ca să le și putem cere. Și astăzi eu îi îndemn pe toți să le ceară tuturor primarilor pe care ei i-au ales și să știe în consecință de cauză proiectele pe care le-au promis și de ce nu le fac, pentru că au toate motivele astăzi să-i întrebe. Dar atâta vreme cât apare o blazare și din partea, pentru că sunt și ei oameni, atenție, eu vă spun sincer și vă vorbesc cu sinceritate, eu m-am săturat de politicienii care povestesc, spunem oamenilor ce vor să audă, i-am închis, au plecat acasă și eu văd de treabă. Nu, ăsta este adevărul. Ne trebuie competență în domeniul, în domeniul ăsta, dacă vrem să facem lucruri. Dacă nu, vom avea oamenii, pentru că e o chestie de asumare. În momentul în care vii ca primar, te gândești și la ziua de mâine. Nu, nu-i normal. Sunt oameni, din ce trăiesc? Să vă întreb. Pentru că altfel ajungem la altă discuție și zicem, lasă-mă că tu ca primar, ca primar ce? Păi altă șansă n-ai cu alte venituri. Sincer vă spun. Și atunci veniturile care sunt plătite tot de către români. Adică nu e aceeași discuție ca în mediul privat. Voiam să vă întreb, competență nu avem nevoie. Dar vrem să atragem din mediul privat. Vrem să atragem competențe în domeniul acesta. Așa al administrației publice. Sper să vedem în 2024 că prin legea asta ați reușit să atrageți competență. Doar actualizează. Doar actualizează niște salarii existente deja. Atenție. Deci să majorează pe coeficienți pe grilă. Ele s-au actualizat din 2018. Salariile există de mulți ani. Pentru cadrele didactice, de exemplu, avem nevoie de competență, mai ales în educație. Acolo când luați măsuri de felul acesta? Bine, acum urmează pe domeniul acesta, am și discutat, este în dezbatere încă legea nouă a învățământului, da, care face parte din proiectul România Educată, și unde acolo profesorii, ați văzut și noastră, că vor avea salariile mărite cu 50%. Deci legea mai devreme sau mai târziu, că să mai întârzi o lună sau două, ea se va pune în practică și va intra în dezbaterile parlamentare. Eu știu stadiul ei și știu la ora actuală ce se întâmplă. Iar acolo profesorii își vor avea locul lor. Nu vor mai fi, într-adevăr, situații în care ați văzut de multe ori nu mai intră și sunt foarte multe discipline care au rămas fără profesori pentru faptul că nu mai este motivant mediul. Exact, și în primul rând financiar. Da. Am văzut că imediat după ce s-a votat în Camera Deputaților această majorare pentru administrație, au apărut în Senat, au trecut tacit, spunea o parte din presa din România. Au trecut mai multe măsuri sociale, le-ați adoptat majorarea alocațiilor, majorarea ajutorului de șomaj, majorarea unor ajutoare sociale în funcție de indicele sociale de referință. Ce știți despre asta? Ce le pregătiți românilor care au salarii mici? Deci eu vă spun un lucru. Prin politica noastră a coaliției urmărim două mari aspecte. Pe de o parte, încurajarea mediului de afaceri și a mediului privat care poate aduce plus valoare din care să putem ulterior plăti și mări toate aceste, pe de o parte, categoriile vulnerabile, pentru că există normal această aplicare spre social pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă și să câștigăm războiul acesta cu inflația, să reușim să actualizăm la nivelul inflației. Este și dezbaterea pe pensii. Ați văzut că fură startul mereu domnul ministru al muncii și spune că mărește pensiile cu 15%, ba le mărește cu 10%. Acum, astăzi sau ieri a făcut o declarație total neinspirată și total neavenită și total, cum să zic, atemporală. Nu era momentul. I s-a atras atenția și de primul ministru, pe de o parte, lider al coaliției, și de președintele lui, domnul Ciolacu, că nu putem avansa cifre decât din momentul în care avem niște proiecții pe buget. Ce a zis domnul ministru? Ce a mai promis? Păi, a spus că mărim pensiile cel puțin cu 10%. Ce înseamnă cel puțin cu 10%? O exprimare total nefericită. Omului trebuie să-i spui foarte clar. De la 1 ianuarie mărim pensiile cu
un procent și acela să fie. Nu l-ați nu există, încă, nu, nu există cel puțin 10% și cel mult cât. 1000% cât este. Adică lasă o marjă așa de așteptare, un orizont de așteptare. Ori noi exact de acest lucru ne ferim, de a mai crea omului dezamăgiri. Oamenii nu mai au nevoie de dezamăgiri, au nevoie de declarații concrete, lucruri concrete pe care să le comunici. Și eu sunt, de exemplu, de principiu, de a-i spune omului foarte corect, asta se face și se poate face și se va face și s-a făcut și încerc să evit de fiecare dată promisiunile astea care n-au niciun fel de acoperire. E drept că încep să-i admir pe unii cum sunt ei așa de relaxați și promit la toată lumea tot ce vrea să asculte, eu știu. Dar știți ce urmăresc, nu? Adică știți ce urmăresc, evident, dar știți care va fi efectul? Că cei de la PSD au vrut, că a mai zis domnul ministru la un moment dat, că va fi salariu minim 3.000 de lei și PNL-ul a zis, domne, nu se poate așa ceva, nu facem anunțuri de-astea. Electoratul o să înțeleagă că PSD-ul a vrut să dea, dar PNL-ul n-a vrut. Nu, vă spun, noi după ce am trecut de 2021, în care am avut acel festival al democrației și pentru care am suferit și din punct de vedere electoral, am făcut și atunci sondaje și eram undeva foarte jos, după venirea președintelui Ciucă, partidul s-a stabilizat, a crescut 4%, da? Și reușim la ora actuală să generăm stabilitate. Ori genul ăsta și stabilitatea o generez cum? Prin niște mesaje coerente, prin niște mesaje ferme și sigure, nu prin vorbe în vânt aruncate, cum se întâmplă în ziua de astăzi, și nu printr-un start furat, așa cum încearcă PSD-ul. Nu, că să le intre bine în cap și lor și vă spun un lucru. Există și în doctrina liberală există și o componentă socială. Nu înseamnă că dacă pe genul ăsta de subiect comunică doar PSD, înseamnă că PNL n-are această componentă socială. O avea, a fost la guvernare, a avut-o și o are. Și o are prin doctrina lui, prin valorile lui. Problema este că noi încercăm să generăm plus valoare ca din plus valoarea aceea, proporțional, să creștem și componenta socială. Despre asta este vorba. Și de multe ori din perspectiva asta, componenta socială este mult mai mare și doar așa reușești să ajungi și să egalezi standardul european. Nu prin puțin câte puțin, 10%, 12%, doar prin proiecte sociale. Pentru că asta nu face, nu încurajează plusvaloarea, nu încurajează creația. Și cum să facem? Cum credeți că ar trebui să fie ajutați românii care, milioane dintre ei în mediul privat mai ales, lucrează pe salariul minim, sau pensionarii care nu mai au bani pentru medicamente? Că păi e o realitate acum, în România. Vor crește acum. Din nou, ajungem la buget, să vedem acum. Și uitați-vă că pentru prima dată după mulți ani vom avea buget încă din luna octombrie, proiecțiile lui, și în noiembrie vom discuta serios pe el. Deci este de vreme. Mă rog, este cumva la termen. Păi în ianuarie, februarie deja vom intra în implementare și vom ști foarte sigur. Deci avem creștere economică 5,7%, avem FMI-ul care a revizuit în sus, da? A revizuit pozitiv perspectiva noastră de creștere economică. Deci noi venim cu date și cu cifre împotriva tuturor dezbaterilor publice care au loc la ora actuală. Că sunt în presă, în spațiu media, că sunt în spațiu politic și așa mai departe, cifrele contrazic. E drept că există aici un delay, există o întârziere de 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună, de 2 luni, până când încep să apară cifrele statistice, dar deocamdată, și eu am spus de fiecare dată la toate întâlnirile pe care le-am avut, singurul lucru de care ne temem și trebuie să ne temem este alarmismul și panica ce se poate crea și se încearcă să se creeze. Ori oamenii trebuie lăsați pentru că nu mai au nervi pentru treaba asta. Și eu cred că aici președintele Ciucă este un om foarte calculat și îi se reproșează de fiecare dată că nu comunică. Comunică doar lucrurile pe care este sigur, într-adevăr. Deci nu este suntem siguri foarte acum politician, de prea cum să multe. Spun.
nu este foarte politician. Nici eu nu sunt foarte politician. Nu sunt. Eu spun, păi ne dorim acest să lucru se poate face. Acest lucru nu se poate face. Dar deocamdată, uitați-vă în urmă și vedeți că am trecut o pandemie, că peste noi este un război. Peste noi este un război și peste noi este un alt război mai dur care înseamnă acest război pentru energie. În care, cum să zic, știți cum se derulează lucrurile? În fiecare zi apare câte o problemă. Mare, majoră. Nu neapărat în România, dar pe care tu ulterior trebuie să o adaptezi, trebuie să peticești sacul acolo unde apare din nou crăpătură. N-am liniștit bine lucrurile cu partea energetică și așa mai departe și cu războiul, cumva se așezase într-un fel, ne poziționasem, că a apărut chestiunea cu amenințarea nucleară. Din nou schimbă datele problemei total, paradigma în totalitate. N-ai cum să previzionezi și să prevezi toate lucrurile, aceste întâmplări, că până la urmă întâmplările astea fac... Da, e adevărat. Aș vrea să încheiem discuția asta despre banii românilor. Spuneați că nu mai avem nervi sau că românii nu mai au nervi pentru panică, dar nu mai au nervi nici pentru faptul. Suntem la începutul lucru. Sau ne așteptăm că suntem în perioada următoare la o iarnă să mărim grea. Și pensiile, să mărim și salariul mediu și să mărim și salariul minim. Suntem primii care ne dorim pe zona aceasta socială să mărim veniturile românilor, pentru că suntem conștienți, suntem chiar foarte conștienți de lucrul acesta. Ideea este că nu le putem mări doar pentru o lună, că noi trebuie să mai trăim o viață după toată chestiunea asta. Da? Și atunci trebuie să existe o anumită predictibilitate. Da, ascultându-vă așa, îmi dau seama că merge din ce în ce mai bine coaliția. Nu e așa? Coaliția, mi-era frică că îmi spuneți că merge din ce în ce mai bine România. Nu știam cum coaliția, să vă răspund. Că vă înțelegeți foarte bine acolo. Nu, nici o părere nu are așa un numitor comun, în sensul în care dacă este un proiect trebuie să-l discutați foarte mult până ajungeți la o concluzie. Coaliția, nu știu cum să vă spun, merge așa cum ar trebui să meargă pentru ceea ce este România astăzi. Adică să asigure liniște. Nu e acolo, nu știu, o stațiune de relaxare în momentul în care, în care există întâlnire din coaliție, pentru că fiecare vine cu programul lui, fiecare vine cu susținerea pentru o anumită componentă, dar când pui lucrurile toate la masă, după ce tragi linie, este ceea ce se vede ulterior și asta este foarte bine. Normal că fiecare partid are personalitățile lui în partid, fiecare partid are oameni vocali, fiecare partid are anumite perspective din care vede lucrurile, sunt analiști și analiști, specialiști și specialiști, unii sunt de stânga, unii sunt de dreapta. Problema este că până la urmă, în momentul în care se trage acea linie roșie și ieșim cu deciziile, eu cred că până la urmă, unde s-a greșit, pentru că există și greșeli și ne le asumăm, și le-a asumat de fiecare dată fiecare ministru în parte, inclusiv primul ministru, le-am îndreptat ulterior. Cum a fost și cu exceptarea de la ordonanța 119 a bisericilor și așa mai departe. Deci toate chestiunile astea trebuie să înțeleagă oamenii, că trebuie să le explicăm, că noi nu știm să explicăm. Sunt omenești. Nu există un manual. Să zici, domne, iau manualul din Franța și îl aplic în România și merge perfect. Nu mai merge. Nici măcar ca la pandemie nu mai este. Pentru că fiecare țară are particularitățile ei. Noi suntem mai aproape de Rusia, avem mai mult gaz decât alții au energie nucleară, cum are Franța. Alții, Germania, de exemplu, e dependentă și știți foarte bine, de ruși foarte mult. Lucrurile sunt în permanență dinamică. Și pentru asta trebuie de dimineață până seara să găsești soluții. Nu e simplu. Uitați-vă, de exemplu, vă dau un exemplu ca să înțelegeți cum merge coaliția în România și să faceți o comparație cu Bulgaria. Bulgaria, de exemplu, săptămâna viitoare este chemată la urne din nou pentru a patra rundă de alegeri în ultimii 2 ani. Vă dați seama că ei nu reușesc să facă guvern de 2 ani de zile și fac alegeri anticipate. Asta înseamnă că pe partea cu gazele sunt acolo, înțeleg că este un dezastru pe partea energetică.
în perspectivă înțeleg că vor să renunțe și la, știți că ei ne luaseră puțin înainte și doreau trecerea la euro. Înțeleg că proiectul ăsta este pus acum sub semnul întrebării, având în vedere instabilitatea politică, pentru că asta a generat niște efecte în lanț. O inflație mai mare și o instabilitate mai mare, economia nu se mai încadrează. Deci și poate și mai rău, nu? Astea se poate și mai rău aici, decât la noi, asta știam deja. Aici toată lumea acuză, eu înțeleg că există și din partea noastră, știți că această coaliție, și v-am mai spus asta, nu s-a făcut, n-a fost o căsătorie din dragoste. A fost o căsătorie din cel mai mare interes și încercăm și să supraviețuim împreună și să ne acceptăm unii pe alții, tocmai pentru acest interes al țărilor, al țării și al românilor. Da? Trebuie să ne oprim. Am făcut pentru... puțină politică? Am făcut mai multă politică și mă bucur că mi-ați împărtășit așa din ceea ce credeți și în politică, pentru că mai mult pe social vorbim. Dar e mai important să vorbim teme sociale și în a doua parte imediat le discutăm. Citim și mesajele, imediat rămâneți cu noi. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul senator Vlad Pufu. Vorbim, domnule senator, puțin despre proiectele pe care le aveți. Sunt foarte multe și nu o să avem timp să le discutăm, dar unul dintre ele este extrem de important pentru buzoieni, acela al centrelor de permanență. Vorbeam în emisiunea trecută și mi-a spus că aveți o astfel de inițiativă. Din ceea ce aud dinspre medici, ar fi mare nevoie de centre de permanență, promise de altfel de ani de zile, dar nimeni n-a reușit să facă nimic. Spuneți-mi ce demersuri ați făcut până acum și când le vom avea? Vedeți, eu mi-am luat această piatră de moară, să o duc, mi-am asumat-o, măcar să încercăm pe acest subiect să deslușim așa care este problema. Și să încercăm să o punem în practică, să reușim să constituim la nivelul municipiului Buzău măcar un centru de permanență. De ce? Pentru faptul că el a decolmatat de acolo UPU, după cum am mai spus, și pe de o parte și pe de altă parte ar oferi un acces la serviciile medicale pentru toți buzoienii, pentru o anumită categorie de afecțiuni din acestea ușoare. Dar și după ora 17 până dimineață. Deci e de permanență. Bun. Nu e un proiect foarte ușor. De ce? Pentru dacă ar fi fost ușor, poate că până acum s-ar fi făcut. Eu am pornit o serie de întâlniri, un turneu, să-i spun așa, cu toți factorii implicați, cu toți cei care ar trebui să se așeze la masă și să ajungă să concretizeze un astfel de centru la Buzău. Am avut o serie de discuții normal cu DSP-ul, cu conducerea DSP-ului. Am avut de asemenea întâlnire personală cu directorul spitalului. Am avut întâlniri și la casă. Am avut întâlniri și cu medici de familie. Am reușit să creionez așa, ca idee, măcar De ce nu se face? De ce nu s-a făcut până acum? Ce, unde s-a împotmolit până acum proiectul? Și vă spun că singura problemă este că medicii de familie sunt supraaglomerați. Ei s-au transformat într-adevăr mai mult în antreprenori decât în medici, pentru că ei trebuie să-și administreze și cabinetele și atunci sunt expuși și acestor provocări cu facturile, la energie, la, eu știu, încălzire și așa mai departe. Asta este o problemă și cealaltă cu supradimensionarea listelor și a necesităților oamenilor. Ei fiind subdimensionați, la ora actuală, la nivel național, este o lipsă de 2000 de medici. De familie. Pe de o parte, pe de altă parte, problema este că aproape 50% sunt spre pensionare. Unii sunt chiar pensionari și mai practică. Și atunci nu vine nimic din spate. Deci una dintre probleme ar fi, pe de o parte, încurajarea încă din timpul facultății acestei specialități pe care
am impresia că universitățile de medicină, nu știu de ce, dar probabil că nu încurajează și nu reușesc să atragă medici spre această specializare. Vă întrerup puțin, parte... spuneați data trecută, scuze că vă întrerup, da, că medicii de familie au o altă grilă de salarizare, că nu sunt plătiți la nivelul unui medic de pe o altă specialitate, nu? Nu, ei sunt plătiți prin casa de asigurări de sănătate conform listei de pacienți și așa mai departe. Era vorba de gărzi acolo. Gărzile sunt asigurate separat. Poate și aici separat, poate ar trebui umblat undeva la lege. Da, trebuie încurajat cumva. Toată lumea spune că la lege trebuie într-adevăr umblat. Dar problema este alta. Și noi avem în Buzău 3 centre funcționare. Deci, în momentul în care umbli la lege, te întrebi de ce acolo funcționează și acum aici nu funcționează. Este pur și simplu și o chestiune de empatie. Adică dorința unor medici de a satisface până la urmă și o nevoie publică, pentru că eu înțeleg că este greu pentru toată lumea și mai ales pentru ei care sunt supra-solicitați. Dar este momentul acum, de exemplu la Buzău, obligatoriu măcar un an de zile să avem un centru de permanență. Până când reușim cu nouul centru UPU, până când probabil că vor mai veni și alți medici, pentru că încep să rămână prin țară, nu mai este exodul acesta care era acum 4-5 ani, au început să rămână în țară după ce termină facultatea, pe de o parte, și pe de altă parte să știți că s-au mai și întors, având în vedere că nu mai e așa mare siguranța în țările europene pe unde au mai plecat și până la urmă acasă e cel mai sigur și au mai, eu vă spun după statistici. Că dar nu se întorc ca și medici de familie. Da. Aici este o problemă. Eu i-am luat și o să fac și un apel public la ei să reușim. Avem 2 până acum care și-ar dori să pună umărul și să deschidem acest centru de permanență la Buzău și ar fi o mare realizare. De asta vă și spun că ați văzut că eu nu prea comunic pe treaba asta, că am fost astăzi și m-am întâlnit cu cutare și am făcut nimic. Nu. Încerc să pun toți actorii aceștia la masă și să reușim de acolo să creionăm un proiect fezabil. Pentru că ar fi o mare realizare acest centru de permanență la Buzău. În municipiu sau în județ? Nu, în municipiu. În municipiu nouă ne trebuie, pentru da, că ar putea fi o antecameră pentru UPU. Dar asta nu se poate face decât printr-un proiect integrat. Adică aici să fie parte și ambulanța, să fie parte și spitalul normal, să respecte anumite trasee prin centru de permanență, niște trasee bine discutate și bine analizate și bine statuate de la bun început, ca în momentul în care noi am dat drumul acel centru de permanență să funcționeze. Așa cum el funcționează în foarte multe orașe din România, doar la Buzău nu se poate. Și aici mă întorc și n-am cum să nu fac puțină opoziție la ceea ce se întâmplă și aș spune că la nivelul Consiliului Județean ar trebui o strategie de dezvoltare pe zona medicală mult mai amplă și mai integrată. Adică făcute lucrurile să funcționeze pe un anumit lanț, gândită o schemă, un pacient care astăzi are nevoie de un serviciu medical, vine aici, se duce aici, în momentul în care este mai agravată păi poate afecțiunea, doar merge să în partea asta cealaltă, păi depinde, ce depinde de el, de Consiliul Județean, el administrează acolo spitalul am județean, este jucător important. Deci nu vreau să mint și să vă spun că am avut o discuție și cu președintele Consiliului Județean, domnul Neagu, care și-a manifestat deschiderea spre acest proiect și îl sprijină cu tot ce poate. Și dânsul și primarul Toma, am văzut că la una dintre emisiuni a spus că sprijină, toată lumea sprijină. Problema este că ne lovim în lipsa de medici în municipiul Buzău și în dorința lor justificată de a nu participa la un astfel de proiect, pentru că au mii de motive pentru chestiunea asta. Într-adevăr, trebuie să-și încurajăm, probabil prin Casa de Asigurări de Sănătate, trebuie găsit și prin lege, dar până atunci unele funcționează și în toate orașele funcționează, doar aici nu funcționează în Buzău. De ce personal ar avea nevoie centrul de permanență? Câți medici, câți asistenți? La Buzău ar fi nevoie de 7 medici și 5 asistenți.
7 medici de familie și 5 asistenți, mă scuzați, da, care să asigure această permanență prin rotație normală. 7 dintre care spuneți că ați găsit 2 până acum. 2 până acum, să zic că am găsit. Ne mai trebuie 5 și vă spun, o luăm așa, bob numărat, soldat cu soldat ne facem armata, pentru că nu avem altă șansă. Nu este dorința lor de a se implica într-un astfel de proiect. Ar fi extraordinar să reușiți. Deși pentru partea de dotare și pentru partea ulterioară de echipamente și spațiu și cred că ar fi cel mai bine utilat și cel mai bine reprezentat cabinet, pentru că aici putem, prin componenta UAT local și a Consiliului Județean, să putem aduce și să facem niște achiziții pentru echipamente și dotarea lor. Ar fi minunat și chiar vreau în fiecare emisiune când ne întâlnim să discutăm despre pașii pe care i-ați mai făcut, pentru că știu că nu vă veți opri aici. Vreau să, poate la un moment dat, să ne spunem și numele medicilor care acceptă să intre într-un astfel de proiect. Nu le-am cerut acceptul, eu nu mă repet să fac... Nu, la un moment dat am spus când veți avea acceptul. Încerc să dezlipesc de aici componenta politică cât pot de mult, pentru că nu vreau să se interpreteze că am interes politic în toată chestiunea asta. Poate va fi inaugurat și nici noi voi participa. Important este să-i dăm o utilitate și să reușim să ajutăm UPU, pentru că au foarte mari probleme. Medicii de acolo sunt epuizați. Din cauza asta pleacă, să știți. Păi vorbeam și cu șeful secției aseară, domnul doctor Adrian Zoican, spunea că centrele de permanență ar fi o salvare. Dacă am avea în Buzău, ar fi extraordinar. Păi doctorul Zoican, un om cu foarte mare experiență în UPU, el poate să spună foarte bine și să spună foarte sincer dacă este nevoie sau nu. Și eu vă spun că susține chestiunea asta, pentru că este primul care pe tocmai asta spuneam, da, da, că își dorește, dar numai să se întâmple minunea asta, da. Și vă felicit pentru demers și vă felicit și pentru faptul că nu vreți să dați vreo coloratură politică, așa, dimpotrivă, faceți pentru oameni. În momentul în care invoci politic proiectul, s-a terminat, s-a închis toate ușile. Da. Nu are rost să-l prindem așa între ușile astea ale politicii proiectul, pentru că e mult mai important pentru noi, pentru comunitate. Nu se poate să stai la UPU 3 zile. Știți? Că sunt cazuri care stau 3 zile la UPU, să duc de urgență la UPU, că asta e paradoxul, da? De urgență, e și o satiră până la urmă. Te duci de urgență la UPU și atât de urgență este că te prinde acolo aproape o săptămână. Din vina până când te vede cineva. Știți că n-am avut secție de cardiologie. N-am avut, pentru că asta spun. Este contextul foarte complicat la spital. Acolo, nu știu, managerul de acolo are misiune grea. Nu știu, trebuie să descopere și să reușească să dibuiască adevărata problemă, pentru că eu am impresia că și de aici pleacă blocajul acesta. Cred că nu vede integrat proiectul. Nu vede integrat și atunci doar dacă peticești un sac. Și ești doar... E important și ce bani vin de la minister, și ce aparatură ai, și ce condiții de lucru ai, și spitalul de când e construit. Și aici sunt mai mulți altă factori. Discuție și asta. Știu că nu vin bani de la minister, știu, dar și pentru spitalul din Moinești, de exemplu, sunt aceiași bani. Și pentru spitalul de la Săpoca sunt aceiași bani. Și pentru spitalul de la Oradea sunt aceiași bani. E același minister. Aici depinde de omul care sfințește locul. O să mai discutăm despre acest subiect. Mai am doar 5 minute și multe mesaje. Nu o să reușesc să vi le citesc în emisiune pe toate, dar o să vi le citesc după emisiune. Vreau să vă întreb, că tot vorbim despre binele comunității și voiam neapărat să știu ce ați discutat cu oamenii de pe Unirii Sud. Am văzut că ați fost acum câteva zile, câteva săptămâni pe Unirii Sud și ați vrut să vorbiți cu cei de acolo, disperați de altfel, pentru că nu au nici acum locuri de parcare, da, păi după ce se termină lucrarea. Ce v-au spus oamenii? Da, au făcut o solicitare la cabinetul meu, unii m-au și sunat personal și am zis, am luat consilierii noștri și am mers acolo. Haideți să vedem care este problema. Și într-adevăr acolo am descoperit o problemă. Am mai expus-o, cred că la emisiunea trecută. Nu se poate la 400-500 de familii să lași 90 de locuri de parcare. E clar că acolo se va inflama total în momentul în care interziși parcarea. Oamenii au
sunt 200 de mașini sau 300 de mașini care și astea sunt calculate doar la o singură mașină pe familie. Ele sunt mai multe. Nu e o problemă. A doua mașină de familie, să spunem că este un lux. Dar ce faci cu celelalte? Le iau omul în casă? Ce face? Că nu are. Nu poți să obligi omul de mâine, pentru că am schimbat eu obișnuința de consum sau reflexul în Buzău, de mâine luați-vă mașinile. Nu ne interesează pe noi. Până acum ne-a interesat și acum nu ne mai interesează. Deci trebuie să găsești o soluție pentru ei, pentru că acolo va fi o bombă socială. Este clar. Am discutat cu oamenii, noi le-am spus punctul nostru de vedere. Domnul consilier, spre lauda lui Neder, a venit cu o soluție, ceea ce a fost foarte binevenit. Iar soluția aceea am expus-o în Consiliul Local, iar în Consiliul Local, domnul primar Toma, spre lauda dânsului, a agreat-o și a pus-o în practică, cumva să vedem până când, pentru că va trebui să găsească o soluție. Aceasta este una temporară. Oamenii au dus mașina într-o parcare la un supermarket vecin. Dar asta noaptea este o soluție doar. Să trecem criza. Vedem soluția adevărată pe care eu cred că dânsul, în momentul în care a plecat cu aceste proiecte fastuoase, a luat un calcul, nu? A luat un calcul. Așa te gândești. Ei toate aceste lucruri neprevăzute, deși ăsta era un lucru foarte prevăzut și din capul locului trebuia discutat. Spune un telespectator, domnule senator, că ar trebui să vorbiți la Ministerul Fondurilor Europene să dea drumul la banii de pe carduri. Sunt carduri goale, nu le putem folosi. E vorba de cardurile sociale, pentru că am mai primit câteva mesaje. N-au intrat banii pe acele carduri? Nu, banii au intrat. Acum sunt două situații. Una în care dânșii nu s-au încadrat și au primit cardul și n-au fost încărcate. Și n-au fost încărcate. De ce? Pentru faptul că probabil consultând baza de date a ANAF-ului și a primăriei, pentru că ele se încrucișează în momentul în care se alocă banii, probabil că depășește veniturile. Și atunci nu s-au alocat banii. Doi, mai este situația cealaltă, care este sesizată de mai mulți oameni și care a fost și pentru care s-au îngrijorat normal și care s-au îngrijorat normal. Au primit prima rată, iar ulterior a doua rată n-au mai primit-o. Și asta are o explicație pentru faptul că oamenii au primit probabil alte venituri în această perioadă între rata 1 și rata 2, alte venituri. Nu știu, venituri din agricultură, de exemplu, că asta a fost perioada. Sau, eu știu, din chirii sau și așa mai departe. S-au consultat baza de date, au depășit plafonul și nu s-au mai încărcat banii. Și spuneți că nu sunt situații în care, dacă nu s-a depășit plafonul, oamenii au primit, spuneți, cu toții au primit banii. Eu știu că se decontează cu regularitate și cu prioritate tocmai aceste carduri și vouchere sociale. Da, spune telespectatorul că nu a primit deloc aceste carduri și este sociale, eligibil. Rămâne de văzut ce s-a întâmplat în situația aceasta. Cred că e și un număr la care oamenii pot suna pentru a cere informații. Acum nu știu cât este de funcțional. Acolo iar este o problemă. Pentru că ar trebui să fie acel număr de telefon verde, cum se numește el, funcțional și să răspundă 24 din 24 acolo un operator care să lămurească oamenii. Pentru aici este problema noastră. Nu comunicăm bine. Și dacă nu comunici bine, poți să faci foarte multe lucruri bune pe care oamenii să nu le afle. Și să n-aibă acces la ele, pentru că nu le cunosc, evident. Domnule senator, vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi. Vă felicit pentru toate inițiativele pe care le aveți. De-abia aștept să veniți cu vești bune în ceea ce privește sănătatea buzoienilor, pentru că avem nevoie de centru de permanență. Hai să completez un lucru. Cert este că în 2024 Partidul Național Liberal, filiala Buzău, va avea un proiect amplu pe o viziune liberală de dezvoltare pentru municipiul Buzău și pentru județul Buzău integrată, pe mai multe componente. Dar nu mai povestesc foarte mult și nu o să mai vorbesc despre asta, pentru că nu mai dăm idei nimănui. Dar când lansați proiectul, o să veniți să ne spuneți toate detaliile, normal, da? O să-l lansăm normal în momentul în care ne apropiem de alegeri electorale. Da. Vă mulțumesc mult și spor la treabă. Să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Seară frumoasă vă doresc. La revedere!